Canicula este dușmanul nostru principal pe timp de vară. Dacă nu ne luăm măsurile necesare, ne poate crea mari probleme. Ca să trecem cu bine peste temperaturile ridicate, trebuie să avem mare grijă la ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm. Astăzi a fost încă o zi fierbinte pentru România. În aceste zile este recomandat consumul a cât mai multe lichide, fără a se aștepta să apară senzația de sete, fiind recomandat un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Medicii sfătuiesc populația să consume în fiecare zi cât mai multe fructe și legume proaspete. Nu prea mă protejez. Nu vă e teamă de caniculă? Ba da, dar stau la umbră la amiază, numai când sunt obligată, plec. Lichide consumați în perioada aceasta? Da, cam 2 litri. Haine lejere, apă și cam atât. Cum vi se par aceste zile? Extraordinar de caniculare. Extraordinar de caniculare. Da, să sperăm că nu durează mult. Sau să dureze până în septembrie. Cu pălăriuță, cu ochelari de soare, bumbac, fuste pârâu largi. Ce să facem? Și la vârsta asta trebuie să avem grijă de noi. Consum minim 2 litri de lichide pe zi. Și cam atât, cred. În zilele caniculare este recomandată evitarea consumului de alcool, inclusiv bere sau vin, deoarece favorizează dezhidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Este obligatorie evitarea băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr, deoarece acestea sunt diuretice, mai spun medicii. În cazul în care este absolut necesară expunerea la soare, între orele amiezii este indicată o ținută adecvată care să include pălării de soare, haine lejere, de culori deschise.